please drink. They don't deserve anything. Don't look at them. Don't talk to them. They will beg for your money. Keep walking. Cum vă numiți? Columpar Ioan. Ioan? Ioan Columpar. Și câți ani aveți? 71. Fac în septembrie. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Vestiți, în cum ați ajuns pe stradă? Eu am făcut multe pușcări. Pentru furturi. Au murit părinții mei. Și am rămas singur. Mai am un frate, dar și ăla are familia lui. Nu pot să-mi ajut. Mă scuzați-mă un pic. Am o grămadă de ani. Din 2001, tot pe afară sunt. Tot pe afară. Dorm. M-aș părăsit acolo în spate. Acolo am locuința mea. Acolo dorm și nu mă întâlnesc de mine. Mă scuzați un loc. Până revin un pic. Și am într-un bar pe care l-am părăsit, acolo în spate. Acolo sunt retras și acolo e dormitorul meu. V-ați găsit pături și tot? Poftim? V-ați găsit pături? Am, nu mi-e fric. Și vă lasă să dormiți acolo? Sau? Dar nu știe. Nu știe că e părăsit barul ăla. E închis. Nu știe nimeni că se retras, nu mă vede nimeni. E retras, închis barul ăla. Nu mai funcționează. Da. Și acolo nu stau. Și eu am făcut prostii în viața mea. Că n-a fost om băiat ce simt. Și ne-am ajuns. Unde-am ajuns. Dar din 2000 tot pe afară sunt. Tot pe drum. Mai de capul meu. Mulți de-ași nu știe, am venit acolo. Mă cunosc mulți și am venit la cancer. Ce să fac, doamne? Am greșit în viața mea. Să ne văd că am greșit nou, am furat. Pentru asta sufăr. Dar ce s-a întâmplat? De ce ați furat sau? Doamna, a murit mama. Am murit ajutorul și am băut. Păi am ajuns pe drum. Am ajuns. Când trebuia mama mea mi-a ajutat. Tăteam la ea, era bine. Frate-mi nu poate să mă ajute, care e familia lui. Da. Are și un nepot bolnav. Așa s-a născut. Nu poate să mă vândă el. Care mi-am dă bani. Mi-am dă cât aș prinde ajutor. Da. Nu poate fiecare zi. Că nici nu câștigă așa mult. Ca să ofer taxi, nu prea câștigi. Când merge, când nu cade, da? Și uite, pe drumul ăsta, de mulți ani. De ce s-a întâmplat? De ce ați ajuns în închisoare? Doamna, să nu mint, am furat. Trebuia situația, am furat. Dar n-am avut crimă, n-am avut violă, n-am avut nimic, n-am avut furturi. N-am avut așa ceva, violuri, crimine, numai furturi, din magazine, dincolo. 2-3 ani, s-a adunat. Dar ce vă motivați să furați? De ce ați furat? Dacă n-am avut, doamne. N-am avut. Dar înainte să furați, ce s-a întâmplat? De unde? Adică, cum era familia, situația cu familia? Doamne, am lucrat. Am lucrat. Ca și ce? Am lucrat. Ce ați făcut? La particular, zugrav, aia, la particular. Am fost și angajat. Și la ce? La înfrățirea. Și ce făceați? La băcătuși mecanică, întreținere. Da. Dar au trecut timpul. M-am apucat de prostii, că nu nici eu și de biserică. Că dacă eram de biserică, nu mai ajungeam așa.
Am din 2000 nu am mai făcut nimic. Din 2000 nimic. Am trăiesc rău, nu. Dar ce vă? După ce ați ieșit din închisoare, de ce s-a întâmplat după aia? Păi, am făcut altă faptă. Iar am făcut. Tot s-a repetat. Dar până am ajuns la 300 de ani. Executat. Executat. Da. Nu vreau să mă mai vadă aia în pușcărie. Da. Acum n-am mai făcut, că nu mai mă bagă. De ce mai ajunge? Foarte bine. Soția aveți și copii? N-am, Dumnezeu. Am stat așa cu cubinază, n-am copii, n-am. Am stat eu cu cubinază cu cineva, dar puțin. Și dumneavoastră cum faceți să aveți mâncare fiecare zi? Mă duc la cantină, este cantină. Nu mă duc la cantină, mai am dat acolo la cantină, îmi dă și la pachet. Da. Mă mai descurc, mai duc la frate meu, mai am dat și ăla. Da. Nu, de foame nu mor eu. Nu mor de foame. Am ce băca. Și când ați fost copil, ce? Cum era cu familia? Domnice, eu n-am o copilărie. La 10 ani am ajuns la școală de corecție. La 10 ani? La școală de corecție? Da. În timpul ăla. Ceaușescu vorbesc eu. Am ajuns la școală de corecție. Și până la 18 ani, acolo am fost. Dar da. De ce ce-ați făcut? De ce v-ați trimis acolo? Păi nu mergeam la școală. Nu. Că acolo te băga, dacă mergeam la școală, mergeam, te băga acolo la școală de corecție. Acolo m-am băgat. Dar părinții nu se ocupau dumneavoastră, sau de ce? Și care părinții? Despărțiți. Deci ați trăit numai cu mama sau cu tata? Sau? Cu bunici. Cu bunici. Bunici m-au crescut. După mama. Și cum a fost timpul ăla cu bunici? Vorbeați cu ei? Da, nu era. Bunicul meu era mai semer. Bunicul. Dar bunica mea ținea bună la mine. O bunică, da, s-a fost. Am fost la corecție. Școală de corecție. Nu a fost rău că pe timpul ăla învățai școală, 8 clase, școală profesională. Am ieșit, am lucrat un an. Dar după un an s-a terminat cu munca. Am început. Nici eu nu a fost bea, am spus eu, că am fost rău, nu. Rău. Cum într-un sensul a fost rău. Nu plăcea bine, numai rău. Da, și-am ajuns. Am din 2000, n-am mai făcut nimica. Dar degeaba că sunt pe drum. Sunt pe drum și vai de capul meu. Dar nu vă pierde speranța. Nu, că bun. Bun, am lăsat. Îți zbordau, doamne. Ce aveți? Boala asta cu COVID-ul. Dar nu muriți de COVID-ul. E doar o răceală. Cazos. Am înțeles și cazos. Nu mai știu de mine. Nu mai am curat, că eu înainte mă duceam în grădini. Mă duceam fructe. Dar nu mai am curat să mă duc. Am căzut tot dată jos. Și o femeie mai găsit și m-a dus cu mașina jos. Până la gard. Ce vă doriți cel mai tare în viața asta? Ce vis aveți în viața? Nu știu ce. Nu mai am vis. Cum? Nu mai am vis. S-a terminat. Dar ați avut vreodată un vis? Am avut. Am avut. Ce vis? Să fiu și eu cineva în viață. Dar n-am reușit. Ce v-ați dorit să fiți? Un om normal. Dar în loc să fiu normal, m-a ajuns un infractor. Să fiu un om normal, o să fiu, mă scuzați-mă, nu? O să fiu un infractor. Nu mai am speranță. Nu mă face să plâng. Există speranță? Pentru mine nu. Ba, este, nu se crede că există. Nu. Eu acolo mă duc. Prea multe rele am făcut, doamnă. Știu, doamnă, că simt eu, dacă cazul
fără să beau nimic, fără să mică caz o spic, ca la pământ și gata, nu mai știu de mine o jumătate, o oră, nu mai știu de mine nimic. Eu cred în Dumnezeu și am fost la biserică, a spus eu, am umblat, deci am venit. Răutatea o învins, am făcut mai multe rele ca bune. Generații să facă, să-și vadă de drum, să nu facă greșeli în viață, să-și trăiască viața cu loc trebuie. Să-și trăiască viața, să nu vână. Că ești care scumpă viața. Că degeaba, eu mi-am pierdut-o. Mulțumesc că ați vorbit cu mine. Mulțumesc frumos. Ce-am eu? Nu, lăsați-mă, doamnă, că... Mulțumesc frumos. Cum o trag? Mulțumesc. Thank you for listening to John's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at purpleedits.com. I hope to see you again next week.